Pentru prima oară în istorie, la o cupă mondială, loturile echipelor naționale au fost extinse până la 26 de jucători. Cu toate acestea, plusul de soluții pe care îl au la dispoziție selecționerii nu pare a fi suficient încât să cuprindă toate vedetele națiunilor calificate. Astfel, mulți jucători de mare calitate nu își vor face prezența la mondialul din Qatar. Deși sunt perfect sănătoși, iar țările pe care le reprezintă au obținut accesul la marele turneu. Prieteni, în clipul de astăzi vorbim despre starurile ignorate de selecționeri care pe durata cupei mondiale vor trăi intensitatea meciurilor doar în fața televizoarelor sau cel mult din tribune. După apunerea generației lui Snyder, Robben și Van Persie, părea că revirimentul fotbalului olandez va fi adus de puștii blonzi de la Ajax, De Ligt, De Jong sau Van de Beek. Primii doi au confirmat în ani și în prezent formează scheletul portocalei mecanice, în vreme ce Van de Beek, deși în acest sezon când nu e accidentat, mai leagă câteva evoluții bune, e lăsat tot mai des în afara naționalei. Astfel, Donny Van de Beek va rata campionatul mondial, deși e perfect sănătos. Omiterea din lotul final a mijlocașului de la United a trecut neobservată pe lângă fanii batavi. În schimb, absența golkeeperului de la Freiburg, Mark Flecken, din lista celor 26 de jucători s-a convertit într-o critică intensă la adresa lui Van Hal, deocamdată nejustificată pentru că Andreas Noppert s-a descurcat perfect în meciul de debut cu Senegal. Noppert are în spate o poveste emoționantă. Acum 2 ani acesta era încurajat de părinți să renunțe la fotbal și să-și caute adevărata vocație în viață. Golkeeperul n-a ascultat și a crezut în frumosul său vis. O altă decizie a lui Van Hal, oarecum neașteptată, a fost să-l treacă cu vederea pe Ryan Grafenberg de la Bayern München. Dar dacă e să analizăm echidistant lucrurile, Grafenberg nu a jucat în Bundesliga niciun meci ca titular și chiar adesea a fost uitat de Nagelsmann pe banca de rezervă, fără a fi aruncat în teren. Și adversarele Olandei din grupa A au lăsat acasă câțiva jucători cu nume. Din lotul Senegalului lipsește Keita Balde, cândva o mare speranță a fotbalului senegalez. Atacantul, ajuns la 26 de ani, a fost crescut de la Masia, apoi a avut perioade bune la Lazio, Monaco sau Inter. Dar acum 3-4 sezoane a început declinul. În prezent, Keita Balde e refugiat într-un campionat fără pretenții, cel al Rusiei. Ecuadorul l-a lăsat în afara lotului pe antagonistul preliminariilor, Byron Castillo. Fundașul dreapta de 24 de ani este cel care a pus în pericol prezența ecuadorienilor la Cupa Mondială, din cauza pretinselor acte falsificate. De menționat că el a fost unul dintre oamenii de bază în preliminarii și cu siguranță ar fi fost util la turneul final. La fel ca în cazul olandezilor, un lot de 26 de oameni este mult prea puțin pentru ca Anglia să dea o șansă tuturor jucătorilor care ar merita-o. Astfel, inventatorii fotbalului cu un prim meci fantastic contra Iranului au convenit că n-au nevoie de serviciile lui Fikayo Tomori, component de bază al triumfătorului Milan din sezonul trecut. Southgate a fost criticat puternic pentru că nu i-a dat credit stopărului de 24 de ani. De altfel, Tomori putea alege și naționala Canadei pentru că originile îi se trag din țara frunzei de arțar, dar a fost deja utilizat de Anglia în câteva meciuri oficiale și acest lucru îl leagă pentru tot restul carierei de naționala britanică. Întrebat pe cine vede ca favorită la trofeu în afară de Brazilia, Neymar a spus că îi place Anglia și admiră doi jucători de acolo, Kane și Sancho, neștiind că cel din urmă nu a fost convocat de Southgate, cum nu a fost convocat nici Tammy Abraham de la AS Roma. Dacă Sancho a mai redresat puțin situația în acest sezon, Abraham a ieșit total din formă. După un sezon anterior care s-a finalizat cu trofeul în Conference League, competiție pe care a parcurs-o din postură de goalgetter, cerințele față de Abraham au crescut. Și în același timp a crescut și presiunea pe care deocamdată vârful de 25 de ani nu prea o poate înfrunta.
Adversara Angliei din grupa B, SUA, cu o generație frumoasă și numeroasă la fel, a fost nevoită să frângă inimile unor jucători care și-au dorit să ajungă la marele turneu. Printre ei este și una dintre descoperirile sezonului curent al Bundesligii, Jordan Siebaciu de la Union Berlin. Pentru mine personal a fost o surpriză absența lui din lotul final, dar deocamdată Team Wea compensează lipsa lui Siebaciu. De asemenea, mă așteptam să-l văd în lista finală și pe fundașul Chris Richards, crescut de Bayern, dar care în această vară a ajuns la Crystal Palace. 8 selecții are contorizate fundașul de 22 de ani. Argentina, cu un debut dezamăgitor al Cupei Mondiale și cu un șir lung de accidentări suportate pe ultima sută de metri, are oricum una dintre cele mai importante componențe ajunse în Qatar. 2 dintre cei accidentați în cantonamentul premergător mondialului au fost atacanți, Joaquin Correa și Nicolas Gonzalez, care imediat au fost înlocuiți cu alți jucători de mare calitate, Angel Correa și Thiago Almada. Cu toate acestea, doi atacanți importanți au fost omiși de ochiul lui Scaloni, Giovanni Simeone, aflat în formă bună la Napoli, și Lucas Ocampos, care în preliminarii a jucat în numai puțin de 7 partide. Ocampos era la un moment dat printre favoriții lui Scaloni, dar evoluțiile detestabile în tricoul lui Ajax, echipa la care ajungea în vara acestui an, l-au făcut pe selecționerul Argentinei să-și reseteze prioritățile. Totodată nu și-a făcut loc printre cei 26 de reprezentanți ai Argentinei nici golkeeperul Juan Musso, care este titular la Atalanta. Un alt titular din Serie A care putea juca în grupa C în compania Argentinei este polonezul Carol Linetti, om de bază la Torino. Mijlocașul de 27 de ani cu aproape 50 de selecții în spate a fost ignorat surprinzător de selecționerul Czesław Miczniewicz. Presa poloneză l-a numit pe Linetti o victimă a concurenței acerbe care persistă în lotul polonez. Cu unul dintre cele mai modeste loturi de la Mondial, australienii au fost capabili de a lăsa în afara atenției doi jucători cu experiență în Europa. Tom Rogic, 29 de ani, dintre care 9 au fost în tricoului Celtic. Actualmente, mijlocașul evoluează la West Bromwich. Și fundașul Trent Sainsbury, 30 de ani, în trecut la Inter sau PSV Eindhoven, actualmente în campionatul Qatarului. Australia a fost învinsă clar în primul meci de naționala Franței, care a fost brutal subțiată de accidentările ce au venit în valuri lungi. Chiar și așa, selecționerul Deschamps nu a simțit nevoia de a apela la un număr mare de jucători importanți. Printre ei, Jonathan Clauss, care părea că a făcut suficiente pentru a merge la Cupa Mondială și lăsând în spate o poveste sensibilizantă a unui luptător ce, într-un termen scurt, a făcut saltul de la semiprofesioniști până naționala principală a Franței, și asta fiind un jucător de aproape 30 de ani. Anthony Martial cu siguranță și-ar fi dorit să ajungă la Mondial și în acest sezon a făcut cu fragmente meciuri bune la United. În mod normal, experiența lui putea fi utilă pentru cocoșii galici în eventualele momente dificile care vor urma cu siguranță la acest Mondial. Și Wissam Ben Yedder a devenit un jucător demodat în opinia lui Deschamps, care nu a lăsat nicio șansă pentru capitanul de la Monaco ca acesta să ajungă la primul lui Mondial. Royce și Wirtz sunt accidentați, iar Toni Kroos este retras din echipa națională a Germaniei. În rest, nemții nu au prea multe absențe flagrante. Poate doar Robin Gosens, care acum un an, doi, dădea impresia că va betona banda stângă a Bundesteam-ului pentru mulți ani înainte. Față de sezonul trecut pe care l-a ratat din cauza accidentărilor, în acesta curent Gosens e utilizat aproape în fiecare meci de Simone Inzaghi. O altă dispariție din selecționarea germană este experimentatul fundaș Mats Hummels. De exemplu, colegul său de la Dortmund, Niklas Süle, a prins lotul final, dar evoluțiile acestuia din actualul sezon sunt mult sub cele ale lui Hummels. Acest lucru îl confirmă și datele de pe platforma WhoScored. În schimb, la spaniolii, Luis Enrique a tăiat din carne vie și aproape că nu a recurs la serviciile jucătorilor experimentați, lucru care ar putea să coste destul de scump pe parcurs. Așadar, Sergio Ramos, Thiago Alcantara, David De Gea, Marcos Alonso sau Iago Aspas sunt doar câțiva dintre veteranii spanioli care cu siguranță ar fi meritat un loc în lotul plecat în Qatar. În cazul lui Ramos, chiar nu mi-explic decizia lui Enrique. La fel,
nu înțeleg cum a fost posibil să fie ignorat un asemenea jucător precum Thiago Alcântara. Totodată merită o mențiune și ceva mai tânărul Mikel Merino, care este unul dintre cei mai buni mijlocași din La Liga la aproape toate capitolele. Adversara Spaniei și Germaniei din grupa E, Japonia, a lăsat și acasă un om pe care multă lume îl vedea chiar în primul 11 al samuraiilor, Kyogo Furuhashi, de la Celtic. 11 goluri a marcat în acest sezon atacantul de 27 de ani. Belgienii au venit în Qatar cu un lot destul de previzibil, absențe remarcabile fiind doar doi atacanți cu mare experiență în echipa națională, Cristian Benteke și Divo Corrighi. Benteke are în spate 48 de selecții, 18 goluri marcate și două turnee finale, Euro 2020 și Euro 2016. Divo Corrighi, cu 32 de selecții și 3 goluri, a fost prezent în trecut la Mondialul din 2014 și la Europeanul din 2016. Croația, cu o mare criză în departamentul ofensiv, l-a lăsat acasă pe unul dintre cei mai valoroși atacanți ai acestei țări din ultimii ani, Ante Rebic. Rebic era unul dintre eroii croaților la Mondialul anterior, iar în sezonul trecut devenea campion al Italiei în componența lui AC Milan. În actuala stagiune, Rebic la fel este om important la milanezi, care se mențin în lupta pentru apărarea titlului și au depășit grupele Champions League pentru prima oară după 9 ani. Chiar dacă au venit cu un lot interesant în Qatar, marocanii au fost afectați de accidentarea lui Amin Harit, care cu siguranță ar fi făcut mai entuziasmantă prezența acestei naționale la Cupa Mondială. Dar pe profilul lui Harit, marocanii au destui jucători, suficient încât să nu fie nevoie de serviciile lui Adel Tarabt, un fabulos dribler pe care străzile nu-l vor uita niciodată. În aceeași vreme, selecționerul Walid Regragui a considerat că nu există o necesitate în a-l convoca pe experimentatul Younes Belhanda, un alt mare talent al fotbalului marocan, dar care în anii nu s-a ridicat la înaltele așteptări care se legau de el. A fost trecută cu vederea și fosta mare speranță de la Barcelona, Munir, care a acceptat oferta naționalei marocane, dar forma slabă din ultimele sezoane nu le recomandă printre cei 26 de oameni care vor încerca să scoată Marocul din grupe. Oricât de tare ar fi lotul Braziliei, niciodată nu îi va putea împăca pe toți în vederea convocărilor. Probabil cea mai mare surpriză a lui Tite a fost neincluderea în lotul final a lui Bobby Firmino, care parcurge un sezon grozav la Liverpool, mult mai bun decât în ultimii ani. În preliminarii, Firmino a marcat 3 goluri în 6 meciuri, fiind un jucător important în drumul spre obținerea calificării la mondiale. Brazilienii au o tradiție, la marele turnee trebuie să fie prezenți și jucători din campionatul intern, iar echipa momentului în Brazilia este Flamengo. De acolo a fost convocat mijlocașul Everton Ribeiro, iar încă un loc vacant era rezervat în compartimentul de atac, unde până la urmă a fost favorizat Pedro în detrimentul lui Gabriel Barbosa. Mulți fani au reproșat lui Tite această decizie. Un alt Gabriel care avea șanse mari să ajungă la mondial era Gabriel Magalhães, unul dintre cei 3 Gabriel de la Arsenal. Stopărul de 24 de ani, aflat într-o formă mare, a fost ignorat în favoarea lui Bremer de la Juventus. Serbia vine cu un lot extrem de talentat, dar se putea și mai bine. Matic este retras din națională, dar jucători precum Nemanja Nastasić și Adam Ljajić au așteptat până la urmă o invitație din partea lui Dragan Stojković. Nastasić, actualmente la Mallorca, are în CV echipe precum Man City, Fiorentina sau Schalke. Ljajić, despărțindu-se recent de Beşiktaş, mai lasă în spate echipe precum Inter, Roma sau Fiorentina. Pe ultima 100 de metri din lotul Ghanei era exclus Felix Afenaghian, un puști care a fost descoperit în sezonul trecut de Jose Mourinho la AS Roma, dar care între timp s-a transferat la Cremonese și a întâmpinat mari probleme în a confirma. Probabil din cauza formei slabe, atacantul de 19 ani a fost trecut cu vederea de selecționerul Otto Addo. Un alt personaj interesant care putea reprezenta Ghana la acest mondial este Kevin Prince Boateng, omul care apare în Naționala Stelelor Negre doar la cupele mondiale. Dar anii au trecut, iar Boateng nu mai e la fel și a venit timpul pentru alți jucători naturalizați să dea moda în selecționata Ghanei.
Fernando Santos l-a lăsat în afara lotului final pe al doilea cel mai selecționat jucător din istoria Portugaliei după Cristiano Ronaldo, João Moutinho. Mijlocașul de 36 de ani cu 146 de selecții a fost prezent cu naționala Portugaliei la 6 turnee finale. Euro 2008, Euro 2012, Mondialul din 2014. Gloriosul european din 2016, Mondialul din 2018 și Europeanul de anul trecut. A fost lăsat în afara lotului un alt veteran despre care se credea că nu are cum să lipsească de la Cupa Mondială, José Fonte, de la Lille, în vârstă de 38 de ani. Dar a apărut puștiul Antonio Silva de la Benfica, care se anunță un mare star în devenire. A fost ignorat de Fernando Santos și Renato Sanchez de la PSG, care și-a cedat locul în favoarea colegului său de echipă, Vitinha. E din ce în ce mai clar că orice ar face Sanchez nu va reuși să recapete încrederea selecționerului Santos.